Deși nu suntem nici la Palatul Culturii, nu suntem nici la Opera Vieneză, nu suntem într-o altă clădire impozantă, suntem la Rupea, unde de 44 de ani se desfășoară un bal al Portului Popular. Este o ocazie unică pentru care vă invităm și pe dumneavoastră să-i cunoașteți aici la ei acasă, pe cei din această zonă a Cohalmului, cu dansurile lor și mai ales cu tot ceea ce poate să implice un bal. Și-au luat coșul de acasă, și-au luat costumele populare și au venit la bal la Rupea, ediția 44-a.
suntem la Rupea, la bal, și un bal trebuie să aibă o istorie. Și am auzit că balul ăsta are aproape o jumătate de secol de istorie. Și cum putem să spunem ce se întâmplă într-un bal decât cineva care a trăit măcar câteva ediții din acest bal? Dacă de 44 de ani veniți aici, sau cel puțin măcar de vreo 20 de ani, sunt convins că a participat la bal, înseamnă că cunoașteți cel mai bine istoria balului. Stăm de vorbă cu Codruța Lancea, de aici din Rupea. Sunt căsătorită în Rupea, dar locuiesc aici de 35 de ani. Deci deja sunt o fiică a locurilor respective și, într-adevăr, particip la balurile din Rupea de vreo 25 de ani. Este o manifestare tradițională a rupenilor, o modalitate de a-și etala costumele populare, iar cu anii, trecând anii, la manifestarea noastră participă nu numai rupenii, ci și invitații ai zonei. De aceea, lângă mine, vedeți deja pe cineva care poartă un alt costum decât cel de Rupea, mai înflorat, un alt gen de costum, și veți mai vedea și alte costume din Cuciulata. Doamna este profesoară și dânsa, ca și mine, poartă costumul de Crihalma, mai e Cuciulata, după aceea mai vin invitați. Iar invitații, indiferent din ce zonă sunt, își poartă costumele, deci nu există mai nou, nu există interdicție în ceea ce privește costumul popular. Până la urmă, tot dacă se păstrează tradiția, dacă se păstrează obiectele de port, cele autentice, bineînțeles, sigur că putem socoti ceea ce se întâmplă aici, an de an, un regal al folclorului tradițional. Deci, în primul rând, veniți aici, așa cum îi spune și numele, pentru costum. Balul portului popular. Balul portului popular, așa este. Ne simțim foarte bine, suntem foarte mândri că putem să purtăm portul popular. Avem grijă să-l purtăm, să-i păstrăm autenticitatea. De fapt, sunt piese foarte vechi, toate cele pe care le purtăm. Eu vă pot spune că această cârpă, legătura aceasta specifică de Rupea, este foarte veche, cred că are mai mult de 60 de ani. Șorțul acesta de mătase pe care l-am aici, este iarăși el de aceea tot de vreo 50 de ani, iar ia aceasta iarăși are o lucrătură extraordinară și este foarte, foarte veche. Mai bătrână decât dumneavoastră, cu siguranță. Cu siguranță, cu da, siguranță. Pentru că este din Lada de Zestre, că știți foarte bine că în trecut nu se păstra portul popular în dulap, se păstra în Lada de Zestre și acum noi avem o Ladă de Zestre acasă și de acolo ne scoatem periodic hainele și le purtăm cu mândrie și cu grijă. Ne dați voie ca încetul cu încetul, așa, până să intrăm în atmosfera balului, să cunoaștem și invitata dumneavoastră din Crihalma. Noi, stimate doamne, vă rog să vă prezentați pentru început. Sunt Eugenia Fuciu, fostă profesoară de română, sunt acum pensionară și din 1980 conduc formația fetelor Fecioreasca din Crihalma. Fecioreasca fetelor de la Crihalma. Totdeauna am avut eu așa, și mă bucur că acum am ocazia să vă întreb, am avut un dubiu legat de jocul acesta. E un joc de fete. Unii mi-au spus că îl jucau fetele când băieții erau duși în cătane sau oriunde altundeva. Care e istoria jocului de Crihalma? Oricine s-ar întreba când aude prima dată despre Fecioreasca fetelor din Crihalma, ce-o fi asta? Deoarece Fecioreasca, așa cum arată și numele, este joc de bărbați, de băieți. Să știți că înșezătorii de altă dată, chiar femeile și apoi și fetele, jucau în lipsa bărbaților și a feciorilor, jucau Fecioreasca. Fecioreasca era un joc foarte greu pentru elevul scăpat de școală atunci, la 14 ani, și intra în joc și punea pe bunici, pe părinți, pe toți să-i învețe. Mamele, femeile, fiind mai agere, învățau și ele de la bărbații lor și atunci învățau pe copii, pe băieți, ca să nu se facă de rușine, că de multe ori nu se putea însura feciorul dacă nu știa Fecioreasca și alte dansuri, că fata nu mergea la joc la el dacă nu știa să joace. Cât ar fi fost de deștept. O mândrie. Era o mândrie, da. Și atunci fetele, înșezători și femeile, în lipsa bărbaților, au început să joace câte un pic, câte un pic, până au învățat și de multe ori întrecea în virtuozitate. Odată așa, odată așa, fără să știe nimeni, la un moment dat, feciorii au aflat, au auzit la ușă că ele își cântau și jucau. Jucau de mama focului.
s-au supărat. Cum? Adică ne jucați voi jocul? Au intrat și le-au cântat și le-au făcut să joace până a țipat una. Hop în sus și hop în jos, joc de frică bucuros. S-au supărat, le-au și pedepsit, nu mai are rost să spun acum că o să scriu ceva ca să anunț pe cei care vor să afle. Cum i-au pedepsit, cum le-au pedepsit. Și atunci, de atunci, fetele au început să mai joace, ei au început să le mai ierte. Până la urmă au mers la horă și au jucat seara când plecau femeile. Apoi au început să joace și când, în timpul spectatorilor, deci când erau mai pe la miezul zilei, când erau spectatori. Apoi granița a fost trecută în 1951, granița așezătorilor și a satului, în 1951, când a fost un concurs între căminile culturale la Racoș. Era în loc de Raionul Rupe, era Raionul Racoș atunci, întâi câțiva ani, așa, după război. Și au luat premiul întâi, au fost impresionați cu toții. Ce joc fecioresc de jucat de fete! Fetele acelea sunt născute, unele din 25, deci cea mai bătrână, din 25, nu vă mai spun, 28, 30, 32, 37, 38, iar încă trăiesc acelea, multe din ele, și acum au fost, au mai fost și ele, aici la Rupe, acum vreo 2 ani au fost, nu mai prea pot, așa, dar tot se descurcă, așa, mai încet, bineînțeles, nu ca noi. Așa, eu am fost cea mai tânără atunci, învățam, am învățat dânsele și acum sunt cea mai, să nu zic, bătrână. De cea mai experimentată, acum o să vedem dacă astăzi jucăm și de pe Cohalm și de pe... Vreau să spun atâta că la televiziunea română am fost invitați, deci după 60, toate formațiile artistice de profesioniste și de amatori le-au preluat și casele de... Deci casele de artă, deci școlile de artă, vreau să spun, nu casele de artă, școlile de artă. Și apoi s-au dus cu ele în toată lumea, în toate pe meridianele globului. Am avut și noi invitați și din Danemarca și din Tokyo chiar, am avut la noi, am jucat cu ei. Apoi au fost Antena va aparține, Dialog la distanță. În orice caz, în 79 am fost laureată ale Festivalului Cântarea României, apoi în 80 laureată al Cântecelor Oltului și de atunci am fost la foarte multe spectacole în toate părțile din țară. Unde l-ați făcut cunoscut, pentru că nu există practic un ansamblu profesionist care să nu joace un joc de crihalmă. Vedem în seara asta dacă se și joacă, până atunci însă urmărim ce se mai întâmplă la bal. Thank you.
cu Gheorghe sau cel care se află în spatele celui sau acelui grup care numără destul de mulți membri și pe care îi vedem deseori atunci când reprezintă Rupea. Suntem la Rupea și pentru că vorbim de Junii Cetății și pentru că i-am văzut și cântând, merită să spuneți câteva cuvinte despre ei, mai ales că au o istorie destul de bogată. Da, este ansamblul Junii Cetății din Rupea, format din 50 de membri, cărora le place folclorul, cărora le place promovarea